Din episodul anterior, Lavi m-a sunat că se simte rău și m-am dus să o ajut. Apoi am aflat că are superputeri, poate controla focul. Însă trebuie să învețe să controleze această putere pentru că din greșeală a dat foc orașului Brookhaven și propriei case. Eu, ca o prietenă bună, am ajutat-o să stingă focul cu puterea mea, a apei. În episodul de azi, începe școala în Brookhaven și aflu că există o școală a sirenelor. Însă e super secret. Rămâneți aici să vedeți ce se va întâmpla, pentru că va fi cu adevărat uimitor. Sirenele, sezonul 3, episodul 8. Sunt sirena atunci când intru în apă. Am super puteri, nu s-o simplă fată. Sunt sirena atunci când intru în apă. Am super puteri, nu s-o simplă fată. Știi ce mă gândeam, Petre? Ce te gândeai, Foxy? Cum ar fi să merg la școală? Adică știu că am terminat școala, dar mă întrebam cum ar fi dacă ar exista o școală de sirene. Cred că mi-ar plăcea să merg, dar hei, nu cred că există. Probabil că nu, Foxy. De ce e cu tine? Te-a lovit dintr-o dată nostalgia de a merge la școală? Păi cam da, să știi, Petre. Adică iubeam să mă duc la școală. Mi se părea atât de interesant să mă întâlnesc cu colegii, cu prietenii peste vacanță. Pentru că de multe ori, în timpul vacanței, se știe că nu ne întâlneam. Și parcă mi este dor să văd ce colegi mai am în clasele celelalte, în clasa mea. Ce profesor noi am, deși aveam o profă care, știi tu, mi era puțin cam frică să o văd. Și întotdeauna aveam emoții în prima zi de școală. Oh, ce frumos, Foxy! Eu mă bucur că am scăpat de școală. Îmi place să stau și să mă uit toată ziua la televizor și să nu trebuiască să mai fac teme. Dar să știi că și temele își au rostul lor, adică... Mie îmi plăcea să fac teme. Le găseam destul de ușor de făcut câteodată. Deși câteodată era foarte greu să-mi fac temele, dar aveam motiv să mă întâlnesc cu colegii să facem temele împreună. Bine, cum zici tu? Foxy, cred că sună cineva la ușă. Uf, oare cine o fi? Că sunt pijamale și am părul ăsta super nearanjat și... Am și ochelari de la cum am citit. Ok, hai să vedem cine o fi. Oh, cred că e Sebi. Wow, aleu și cum arăt. Sebi, tu ești? Sebi, bună, ce faci? Bună, Foxy! Bună, leneșu de Petre! Nu o să mă satur niciodată să-i zic așa. Foxy, știi că mâine începe școala și am fost rugați de la poliție să mergem să le ținem un fel de discurs, adică gen să nu facă prostii în timpul școlii pentru că poliția o să fie tot timpul cu ochii pe ei. Și mă gândeam să vii cu mine mâine la deschiderea școlii să ținem discursul împreună. Vrei să vii? Da, sigur! Sună foarte interesant să le explicăm copiilor ce nu trebuie să facă ca să nu ajungă la detenție sau să li se scadă nota la purtare. Sigur, da, bine! Hai și tu aici dacă vrei să te uiți cu noi la serial sau ceva. Bă, Petre, mor când te văd! Ce e cu pijamaua asta cu ursuleț pe tine? Ce amuzant arăți, nu-mi vine să cred! Dar ce ai, mă? Ce, n-ai mai văzut pijama cu ursuleți? Și în plus la Foxy îi place? Așadar, asta e important, nu mai fă mișto de mine! I-am lăsat pe băieți să mai povestească pentru că efectiv m-au obosit și o să mă pun să dorm pentru că mâine mă trezesc foarte, foarte devreme. Trebuie să fiu polițistă la școală, la deschidere și să țin un discurs.
Noapte bună tuturor! Ne vedem mâine la școală! A fost odată, ca niciodată, un tărâm al sirenelor. Acolo, sirenele se pregăteau de venirea toamnei. Acestea își cumpărau rechizite și își făceau ghiozdane din alge, pentru că și sirenele urmau să înceapă prima zi de școală. Și-au făcut temele de vacanță. Acestea aveau pixuri cu scoici și o grămadă de apă în ghiozdan. De fiecare dată când începea școala, trebuiau să scoată apa din ghiozdan și să-și pună caietele cu temele făcute. Însă de fiecare dată apa le distrugea tema și mergeau la școală fără temă. Acestea erau pedepsite pentru că nu-și făceau temele. Sfârșit! Dar bunico, am o întrebare. Oare chiar există sirene? Și oare chiar merg la școală? Adică nu este doar o poveste, bunii? Spune! Desigur că merg la școală, draga mea! Acum, te rog, scoate-ți coada de sirenă fake și pune-te să dormi, pentru că mâine va fi o zi lungă. Ai nevoie de odihnă. Of, te rog, bunii, mai lasă-mă să stau cu coada de sirenă. Te rog, lasă-mă să dorm cu ea. Îmi place atât de mult. Te rog, bunii, te rog. Of, bine, dar doar de data aceasta. Mulțumesc, bunii, mulțumesc! Ești cea mai tare! Te iubesc, bunii! Toată lumea dormea în Brookhaven și aștepta să vină ziua de luni. Ziua în care aveau să se întâmple lucruri foarte, foarte frumoase. Prima zi de școală. Însă Foxy habar nu avea ce urma să se întâmple. Nu mergea ca și polițistă la școală, ci ca și sirenă. Of, ce dimineață este! Am trecut pe la Starbucks să-mi iau o cafeluță, să o beau, liniștită și după aceea trebuie să mă întâlnesc cu Sebi, să mergem la școală, să ținem un discurs elevilor. Ce bună este cafeluța! Aoleu, cred că mi-am uitat cheile. Trebuie să mă duc până acasă să-mi iau cheile. Of, sper să nu întârzi, că dacă pleacă pe undeva Petre al meu și mă lasă pe afară. Aoleu, mai am 10 minute. O să merg repede, repede pe jos și... sper să am timp să mă și întorc. Ok, mi-am găsit cheile, dar se întâmplă ceva super ciudat la mine acasă. Oh my god! Ce e asta? Oh, firar! Clar o să întârzi în prima zi de școală că o să mă transform în sirenă. Oh my god. Grozav. Uitați-vă ce am pățit. Firar. Aole, cum să fac să mă usuc? Oh my god. Și ce se întâmplă cu casa mea? Cred că a vrut să gătească ceva Petre și efectiv a dat foc la casă și s-a stricat și apa. S-au spart țevile. Doamne, e clar că nu mai ajung. Aoleu, oare unde mi-am pus telefonul? Îmi sună telefonul. Probabil mă sună Petre. Sau Sebi. Poate mă sună Sebi să vadă de ce întârzi, de ce nu vin la școală. Doamne ferește. Ce să fac? Trebuie să fac cumva să opresc această apă și să sting focul. Focul, focul, focul. Cine a pus în casa mea focul? Ok, o să încerc la 1, 2, 3. Să folosesc puterea apei și să sting focul din casa mea. Ok, am stins focul, dar apa e tot aici. Va trebui să o sun pe Lavi să vină să mă ajute să scot apa asta din casă. Să o evapore cu puterea ei a focului.
Of, dar n-am cum să fac asta că nu-mi găsesc telefonul. Oare unde mi-a pus telefonul? Nu mai sună, acum nu mă mai sună nimeni când am nevoie să-mi găsesc telefonul, firar. Am plecat așa de acasă, sper să nu mă vadă nimeni. O să mă duc la școală și o să mă ascund undeva în spate și o să aștept să bău suc, o doamne. Sper să nu mă vadă nimeni. Stai să merg pe aici și... Au! Au! M-a lovit! Oh my god! Au! Au, au, au! Au, ce mă dor picioarele! Au, 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 au! Cred că mi-a rupt piciorul! O să stau aici și... O să aștept să mă usuc, dar... Au! Piciorul meu! Au, au, au! Mă cam doare! Au, au, au! Sau... Aș putea să... Merg pe aici, pe undeva? Ok... Simt ceva foarte, foarte ciudat! Simt că mă furnică picioarele și mâinile. Ha? Ce e cu lumina asta puternică? Oh, nu. Nu din nou. Nu pot să dispar azi. E o zi importantă. Trebuie să fiu la școală. Oh my god. Unde am ajuns? Vorbește cineva. I don't know what I am, but I taste really good. I'm a killer fish. Hello. I'll be your killer fish for the evening. Thank you. Ce? E un ucigaș de pești? M-a întrebat dacă vreau pește? Ah? Cred că este o școală de sirene. Killer fish from San Diego. Încetează! Ok, ceva e super ciudat aici. E clar o școală de sirene. What? Unde sunt? Ce Brookhaven este acesta? Oh my god! Wow! Există o școală de sirene în Brookhaven? S-a deschis o școală de sirene așa cum îmi doream eu? Wow! Hei, domnule Caracatiță! Ce faci? Bună! Bine ai venit la școala noastră! Eu sunt directorul școlii. Ești nou aici? Nu mi-amintesc să te fi înscris. A, nu! Oh my god! Au un director caracatiță? Ce grozav! Wow! Ce mișto este locul acesta și... Elevii arată ca un pește? Hei, bună! Eu sunt Foxy. Da, bună. Eu sunt Mircea. Îmi pare bine de cunoștință. Ești fata nouă din clasa noastră că nu te-am mai văzut. Ești atât de frumoasă. Vrei să fii gagica mea anul ăsta? Că eu am de obicei multe gagici, dar pe tine nu te-am văzut până acum în școală. A, nu, mersi. Nu vreau să fiu gagica ta, dar mi-a părut bine de cunoștință. Wow, ce loc grozav. Scoci peste tot. Wow, ce frumos este aici. Îmi place. A? Și se pare că e o clasă plină de sirene. Aș intra și eu să văd ce se întâmplă acolo. Sau ia să stau puțin să mă uit înainte să intru, să nu fie periculos. Bine ați venit în noul an școlar. Eu sunt Jimmy, iar el este fratele meu, German, Coco. Jimmy și Coco, noi o să fim profesorii voștri de matematică acvatică anul acesta. Cum vi se pare, copii? Cum sunteți? Vă rog să luați loc în bănci, pentru că vă căstați aiuria. Domnișoara din prima bancă, cum te numești? De stai cu coada pe bancă? Așa te-au învățat părinții acasă? A, nu, profu! Scuză-mă! Am crezut că suntem încă în pauză! Pe mine mă cheamă Maria! Sunt Maria, da! Și nu am chef să stau în bancă, profu! Maria,
Dacă ești așa obraznică, o să-ți sun părinții din prima zi. Și nu cred că ar vrea să știe că fiica lor este neascultătoare din prima zi la școală, nu? Așa că te rog, așează-te în bancă. Bine, gata, proful, mă așez. Ești nașpa. Ce ținută mi-am făcut pentru prima zi de școală? Oare îmi iese selfie-ul? Ce zici? Ce zici, peștele meu, Memo? Momo, Memo. Ai jucat toată vara fotbal cu rechinii. Bine, am mai jucat și cu meduzele, dar eu cu rechinii suntem tare bun prieten. Yeah. Ok, par super de treabă. O să intru și eu. Bună ziua, mă scuzați că am întârziat. Mamă, ce clasă frumoasă aveți. Wow. Nu știam că există o școală de sirene. Pot să mă așez și eu să rămân aici la ore, măcar astăzi, vă rog? Dar tu cine ești? Că nu te-am văzut în viața mea, domnișoară, și ai întârziat. Vrei să scad nota la purtare? Eu sunt Foxy și îmi pare bine de cunoștință. Îmi pare rău că am întârziat, dar aș putea să rămân azi la ore, vă rog? Nu am fost niciodată la școala aceasta de sirene. Nici nu știam că există vreo școală de sirene. Ce ciudat! Zici că ai trăit într-o peșteră, draga mea. Sigur, poți să iei loc. Astăzi o să facem recapitulare a ceea ce am făcut anul trecut. Haideți să vedem cine mai știe lecția de anul trecut. Nu, profu, fără recapitulare! Azi e prima zi de școală, trebuie să facem party! Mamă, ce tare este școala de sirene! Acum e pauză și o să mă duc și eu să mănânc ceva. Wow! Ce e asta? O piscină? O piscină cu pești? Ah, scuză-mă! Scuză-mă! Fraiero, m-ai călcat pe coadă! Unde sunt budele bariere? Unde sunt budele bariere? Ah, scuză-mă! Iartă-mă! Wow, aici peștii vorbesc! Și oare ce e cu aceste undițe? Oare să te pescuiesc? Nu! Nu îndrăzni să mă pescuiești! Ok, scuze. Wow! Și covor de apă? Ce tare! Și o găliată cu pește? O găliată și mai mare cu pește? Ce-o fi acesta? Cred că este un burger cu pește? Scoici pe masă. O grămadă de scoici pe masă. Wow, super interesant. Și oare mâncarea lor este bazată doar pe pește aici la școală? Scoici și mai multe scoici, pește. Oh, ok, wow. Vânzătorul acesta are efectiv cap de pește. Uite un băiat care arată destul de normal, doar că are solzi de pește. Bună ziua! Aș dori să mănânc și eu aici. Ce aș putea mânca în afară de pește? Văd că e numai pește peste tot. Da, logică este pește. Ce te aștepți? La o școală de sirene se mănâncă doar pește? Sau ești vreo fițoasă din aia care nu-ți mai place peștele? Avem pește prăjit, pește copt, pizza cu pește, scoici, alge de mare, sandwich cu alge de mare. Pe masă avem o găliată de pește proaspăt. Cam asta servim astăzi la cantina școlii. Ok, mulțumesc! O grămadă de pește! Îmi place peștele, dar
nu chiar așa de mult. Adică, să mănânc în fiecare zi numai pește. Aparent, sirenele din școala aceasta mănâncă numai pește. Adică, uitați-vă cât pește! Mamă, ce tare! Wow! Mi-a plăcut super mult aici. Dar trebuie să mă întorc cumva înapoi în Brookhaven. De fapt, aici sunt în Brookhaven, dar habar nu am. Nu arată școala cum mi-o aminteam eu. Aici trebuia să fie Sebi și nu se află Sebi. E clar, sunt într-o lume paralelă. O să mă duc cu un pic la baie înainte să aflu cum aș putea să mă întorc înapoi. Hei! Nu știi să bați la ușă? Fac baie! Ieși afară! Ok, oh my god. Se pare că aici fetele fac baie, au o cadă de baie în baia școlii? What? Cât de ciudat! Ok, mi-a făcut plăcere să fiu aici și cred că o să plec. La revedere, domnule director! La revedere și o să plec. Poate ne mai vedem. Nu ți-a plăcut la școala noastră? Deja pleci, domnișoară? Orele nu s-au terminat! Mi-a plăcut, doar că e complicat să vă explic. Poate o să mă mai întorc aici. Trebuie să fac cumva să mă întorc înapoi în Brookhaven-ul meu, pentru că nu cred că sunt în același Brookhaven. Și habar nu am cum am ajuns aici. Hei, stai puțin! Acest colier magic al sirenei originale Ricky ar trebui să funcționeze în lumi paralele. Așadar, o să încerc să-mi pun o dorință. Îmi doresc să mă întorc înapoi în Brookhaven, în Brookhaven-ul meu. Wow! Se pare că m-am întors și sunt uscată, nu mai sunt sirenă. Acum trebuie să mă grăbesc. Probabil că am ratat toată ziua. Of, și probabil că Sebi e foarte supărat pe mine. Firar, pare că s-a terminat școala. Ha? Sau? Uite-l pe Sebi. Sebi! Sebi, am venit! Foxy! Unde ai fost până acum? Oh my god! Ai întârziat o jumătate de oră! Of! Noroc că i-am convins să mai aștepte puțin. Haide! Toată lumea este înăuntru. Este timpul să spui discursul. Ce? N-am întârziat? Se pare ca și cum am întârziat doar o jumătate de oră. Ha, interesant. Mă duc acum. Tocmai mi-am dat seama că nu mi-am pregătit niciun discurs. Dar o să zic ceva random. Ok. Hai să vedem. Bună ziua tuturor! Eu sunt Foxy, polițista, și astăzi o să vă explic ce nu aveți voie să faceți la școală, asta dacă nu vreți să intrați în probleme. Bună ziua, doamna polițist! Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai doriți să vedeți și partea următoare din serialul Sirenele, nu uitați să scrieți în continuare că vreți episoade din Sirenele. Se pare că a început școala și la sirene, doar nu credeți că sirenele nu merg la școală. Vouă, v-ar plăcea să mergeți la școala sirenelor? Aș aprecia tare, tare mult să rupeți pentru mine butonașul de like, subscribe, clopoțel și să aveți o zi minunată ca și voi. Să-mi scrieți în comentarii cum a fost prima voastră zi de școală și, bineînțeles, dacă vreți să vă înscrieți la școala sirenelor. V-am pupat! Ciao!